ceva ce noi am început în B2B acum două săptămâni, ceva ce generează deja foarte multă energie pozitivă și în rândul clienților și în rândul vânzătorilor, ceva ce noi credem că va transforma și a început să transforme deja radical piața de comunicații mobile din România. Dacă vorbim de piață, este o piață în care avem foarte mult zgomot și acest zgomot este generat de noi operatori de 20 de ani. Și în acest zgomot se pierde ceva foarte important, se pierde vocea clientului. Am ajuns să nu auzim sau să nu înțelegem ce își dorește clientul foarte mult. Telecom România și echipa de B2B a trecut anul acesta printr-o serie de transformări complexe în care am avut oportunitatea să înțelegem foarte clar care sunt provocările clienților noștri, în acest caz antreprenorilor. Ceea ce ne propunem să facem astăzi este să vorbim despre cum putem să transformăm toate aceste provocări în oportunități de creștere pentru afacerile antreprenorilor. Ceea ce vrem să clarificăm astăzi este că noi lansăm mai mult decât o ofertă. Lansăm o promisiune extrem de curajoasă către toți antreprenorii din România, promisiunea că aducem libertate totală în relația între ei și furnizorul lor de comunicație. Aducem libertate totală în piața de comunicație din România și acest lucru este posibil. M-aș întoarce puțin la cum a funcționat piața timp de 20 de ani. Noi credem că piața timp de 20 de ani a funcționat strict după reguli desenate de către operatori. Și credem că clienții nu au fost foarte fericiți cu aceste reguli. Clienții se simt captivi, clienții de fiecare dată când au o problemă, când furnizorul lor nu furnizează ceea ce promite că furnizează, își propune să se gândească cum se iasă din contract. Și nu știu câți dintre voi v-ați gândit până acum la ce rezultat ne dă Google când introducem cuvântul reziliere. Nu e reziliere Enel, nu e reziliere JDF Suez, e reziliere contracte, servicii de comunicații și e toată lumea acolo. Am avut curaj să punem chestia asta. Ceea ce ne propunem să facem este să schimbăm aceste reguli și credem că am început să facem acest lucru odată cu lansarea noi ofertă. Și nu vrem să rescriem aceste reguli, venim cu un nou set de reguli, ci avem curaj să spunem că discutând cu clienții, lansăm o listă a drepturilor antreprenorilor, a drepturilor clienților. Și noi credem că onorând aceste drepturi, servind aceste drepturi prin ceea ce facem în fiecare zi, ajutăm antreprenorii să aibă mai multă libertate în relația cu furnizorul lor de comunicație. Și pentru că suntem foarte, foarte serioși când vorbim despre această listă de drepturi, am pus această listă de drepturi într-o declarație de libertate a antreprenorilor. Și vă invit să urmărim următorul video în care descriem această declarație de libertate a antreprenorilor. Păi, care au făcut carieră din a fi liberi. Dar ce înseamnă să fii liber în business? Telecom prezintă declarația de libertate a antreprenorilor. De acum ai dreptul să urci orice nou contract care te face să te simți legat. Să mergi înainte să cumperi. Ai dreptul la internet nelimitat, fără calcule și gigabytes de griji. Ai dreptul la cel mai nou smartphone. Să-l plătești în ritmul tău. Să fie chiar al tău, nu blocat în rețeaua. Ai dreptul să primești mai mult decât te aștepți. Să-ți faci planul de afaceri, nu planul tarifar. Ai dreptul să fii liber. Cu nou abonament Fiber, ai nelimitat internet 4G și ești liber de contract. Totul cu 5 euro pe lună. Vino pe businessliber.ro și intră în cea mai bună rețea de date. Haideți să trecem puțin prin această declarație de libertate a antreprenorilor, care poate din titlu sună pompos, dar dacă ne uităm printre puncte, ele sunt toate extrem de concrete. Primul punct. De acum ai dreptul să rupi orice nou contract, atunci când simți că acel contract te face să te simți legat. Vorbim de liber de perioadă contractuală determinată și vorbim de lipsa taxei de reziliere. Este foarte ușor să ții un client blocat într-un contract atunci când nu livrezi către clientul respectiv ceea ce clientul așteaptă sau ceea ce clientul își dorește. Facem astăzi o promisiune legată de calitatea serviciilor pe care le furnizăm și de experiența pe care clientul o va avea cu noi și ne dorim să avem lângă noi și cu noi doar clienți care stau cu noi pentru că sunt mulțumiți, nu pentru că sunt blocați într-un contract.
Ai dreptul să stai pe net nelimitat, fără calcule și gigabytes de griji. Știu că sunt mai multe idei în viață, însă... Din fericire, suntem primul operator care lansează net nelimitat. 4G, în cea mai bună rețea de date din România. Și așa cum spuneam și la evenimentul de lansare intern, suntem într-un moment extrem de prielnic, un moment în care avem rezultatele studiului P3 și da, rețeaua Telecom România este cea mai bună rețea de date mobile din România în acest an. Ai dreptul să ții cel mai nou smartphone și să-l plătești în ritmul tău, să fie chiar al tău, nu blocat în vreo rețea. Venim după perioada în care Telecom era deja singurul operator care nu bloca telefoane în rețea, însă toți operatorii legau telefonul de abonamentul pe care clientul îl contracta. Exista acolo subvenție, de obicei clienții își schimbau telefoanele în momentul în care reîneau contractul și păstrau acel telefon până la sfârșitul contractului. Ceea ce facem în acest moment, deconectăm abonamentul lunar de terminal și de achiziția terminalului, astfel încât clienții pot să-și aleagă ce smartphone își doresc în momentul în care acest smartphone a apărut în piață și pot să-l plătească într-un număr de rate pe care ei și-l aleg, astfel încât pot să controleze și suma lunară pe care o plătesc. Ai dreptul să primești mai mult decât te aștepți și să plătești mai puțin decât ți-ai imaginat. Credem că raportul calitate-preț pe care oferta îl are în acest moment este imbatabil. Și este foarte greu de atins și este, din nou, în cea mai bună rețea de date din România. Ai dreptul să știi tot timpul cât te costă înainte să te costă, să-ți faci plane de afaceri cu planul tarifare. Noi credem că acest pachet, cu foarte multe beneficii nelimitate la 5 euro, oferă o predictibilitate totală clientului, predictibilitate pe care clientul are nevoie. De acum încolo, cu siguranță, nu vor mai fi semne de întrebare, apropo de care este valoarea facturii. Și cu siguranță, valoarea facturii nu va putea să fie mai mare decât valoarea serviciilor contractate. Toate acestea, din punctul nostru de vedere, aduc flexibilitate, aduc transparență, aduc accesibilitate, aduc business liber. După evenimentul de lansare internă, i-am rugat pe colegii din vânzări să vină în fiecare zi cu o cerere de la client fiecare dintre ei. Și mă bucur să spun că acest lucru se întâmplă. Și mă bucur să spun că la câteva zile după lansare avem peste 5.000 de cereri de la clienți. Planul nostru este să dublăm vânzările față de cea mai bună lună pe care am avut-o privată în companie și credem cu tărie, după reacțiile pe care le-am avut până acum, că acest lucru este posibil. Această ofertă este, bineînțeles, adresată tuturor clienților care își doresc să ni se alăture rețeaua Telecom. Însă dorim să sărbătorim această lansare împreună cu clienții noștri, care le mulțumim că sunt alături de noi. Și toți clienții existenți pot, în luna noiembrie, să opteze prin SMS pentru opțiunea nelimitată, astfel încât în luna decembrie se pot bucura de net nelimitat în cea mai bună rețea de date mobile din România. Și ne invităm pe această cale să își activeze această opțiune. Câteva dintre remarcile clienților, după ce au văzut oferta, și aș vrea să am posibilitatea să vă arăt și aceste remarci prin vocea colegilor din vânzări. Avem clienți care, în continuare, nu cred că această ofertă este adevărată. Și ne cer pe mail să se convingă că oferta este adevărată. Această ofertă este adevărată, există. Avem clienți care spun că este cea mai bună ofertă a tuturor timpurilor și că ei toți erau frustrați că trebuiau să stea într-un contract de 2 ani atunci când furnizorul nu livrează. Și mai am un lucru foarte important, avem clienți care apreciază că dacă furnizorul are curajul să elimine perioada contractuală minimă, cu siguranță își va da interesul ca tot ce se întâmplă în relația contractuală cu clientul respectiv să funcționeze foarte bine. Fără lucruri ascunse, fără steluțe, care, așa cum spuneam, între antreprenori, îi dau tot felul de surpriză pe parcursul derulării contractului, astfel încât ei să stea cu noi, alături de noi, pentru că sunt mulțumiți de ceea ce primesc.